Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ședință cu scântei la Consiliul Municipal Chișinău, în timp ce asistenții personale cereau în fața primăriei salarii mai mari. Ilan Șor a părăsit din nou Israelul. Interpol Moldova solicită Federației Ruse să-l aresteze pe oligarhul fugar. Problemele fermierilor deținători de terenuri agricole din raionul Dubăsari, din nou în atenția Chișinăului. Înregistrarea candidatului care se prezintă ca fiind anti-război la alegerile prezidențiale din Rusia a fost respinsă de CEC. Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit în ședință. Consilierii PAS s-au arătat indignați de subiectele incluse pe ordinea de zi. Zinaida Pop a insistat pe unele modificări. Așa cum microfonul i-a fost închis, aceasta a trecut la acțiune. Pe ordinea de zi a ședinței CNC de joi au fost incluse 7 subiecte, însă Zinaida Popa, în numele fracțiunii PAS, a solicitat să fie audiat șeful de direcție Serviciul de Asistență Socială și Medicină. Mai mult, fracțiunea a votat contra aprobării agendei ședinței așa cum era formulată inițial. Mulțumesc că propunerea dumneavoastră a fost auzită. Se supune votului propunerea doamnei Popa. Cine este pentru, vă rog să votați. Luați în brațe, 20, abțineri. Partidul politic MAN, 20 abțineri. Dumneavoastră, nu aveți aici să mi expun absolut toate propunerile. Domnule Cuintea, eu aș vrea să... La ședință au venit și mai mulți asistenți personali care protestează și cer salarii. Un tânăr în scaun cu rotile a fost adus de mama sa și s-a târât în fața tribunei pentru a-și exprima indignarea. Pe ordinea de zi a ședinței au figurat 7 subiecte, dar niciunul nu a vizat problemele care au scos chișinăuienii în stradă în ultima perioadă, precum programul prelungit în școli, asistenții personali, compensațiile la căldură. Ultima oară consilierii municipali s-au adunat în ședință pe 2 februarie după mai multe tentative eșuate. Ordinea de zi a fost votată după circa 3 ore de la începerea ședinței, marcată de protestul mai multor părinți și asistenți personali. Atunci au fost formate 3 fracțiuni în CMC, MAN, PAS și PSRM, și au fost constituite comisiile de specialitate. Interpol a cerut autorităților din Federația Rusă să confirme că fugarul Ilan Șor s-ar afla pe teritoriul lor, ulterior să-l localizeze, să fie reținut și extradat în Republica Moldova. Informațiile apărute public confirmă că Ilan Șor se află în Rusia. Cel puțin asta se poate observa din postările oligarhului fugar în care apare alături de un oficial rus. Mai mult, președintele Comisiei pentru Afaceri CSI din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, cu care s-a întâlnit Ilan Șor, a declarat că cei doi s-au văzut în Duma de Stat. Acesta nu este primul caz în care se vehiculează că Ilan Șor ar fi părăsit Israelul. La 6 noiembrie, în spațiul public a apărut informația precum că oligarhul fugar Ilan Șor ar fi zburat din Istanbul la Moscova. În capitala Federației Ruse, acesta ar fi urmat să participe la o întâlnire cu câțiva membri ai PSRM. Ulterior, s-a confirmat oficial că Șor a părăsit Israelul pe 6 noiembrie. Autoritățile de la Tel Aviv au anunțat că Ilan Șor a revenit în Israel la 9 noiembrie. Totuși, nu a fost comunicat de unde a venit acesta. Susținerea oferită de Kremlin fugarului Ilan Șor demonstrează că Rusia nu vrea decât haos în Republica Moldova. De această părere este deputatul PAS Radu Marian, care a comentat călătoria recentă a lui Șor la Moscova. Faptul că cei de la Kremlin susțin deschis pe unul din cei mai mari criminali pe care i-a avut Moldova, Ilan Șor, spune multe despre ce vor ei pentru Moldova. Ei vor pentru țara noastră haos, sărăcie și fără de lege. A scris Radu Marian pe rețelele de socializare. Ilan Șor este dat în căutare internațională pentru că se ascunde de aproape 5 ani de justiția de la Chișinău. În aprilie 2023, fugarul Ilan Șor a fost condamnat la 15 ani de pușcărie cu executare. Prin decizia Curții de Apel Chișinău, Șor a fost găsit vinovat de escrocherie și de spălare de bani. Sentința este una definitivă și executorie. Autoritățile de la Chișinău trebuie să exercite presiune asupra Kremlinului în vederea retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului. Declarația aparține președintelui Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, și a fost făcută în cadrul emisiunii Studio Politic de la Vocea Basarabiei.
Potrivit liderului CUB, reintegrarea țării trebuie să aibă loc treptat, însă este necesar de identificat persoanele care se opun și blochează acest proces. Să integrăm bucată cu bucată, să identificăm persoanele care blochează acest proces de reintegrare și în același timp să avem o strategie pe termen mediu asupra modului în care noi, unu, demilitarizăm regiunea și... Cum e posibil acest lucru? Demilitarizarea. Această demilitarizare. Este cea mai mare bubă acolo. Înțeleg, dar pe de o parte este presiunea pe care trebuie să o exercităm în continuare asupra Federației Ruse de a, să-și ia armata. Cea mai mare parte a trupelor care sunt sub drapelul Federației Ruse sunt locuitori ai regiunii, pentru că neavând posibilitatea să se facă rotație, ei recrutează din populația locală. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Dar cum un cetățean al Republicii Moldova participă într-o armată străină? Igor Munteanu a mai spus că este necesară tăierea canalelor de aprovizionare ale armatei transnistrene. Potrivit lui, armata din regiune se alimentează cu carburanți de pe piețele europene. Eu, de exemplu, aș pune accentul pe tăierea canalelor și coridoarelor de aprovizionare a acestei armate. Și armata transnistreană și armata care din se numește... Din ce se aprovizionează ei? Din piețele europene. Pentru că carburanții nu sunt, de exemplu, produși în Transnistria. Ei sunt importați. Deci, care sunt companiile care aprovizionează o Republica Moldova asigură tranzitul. Fără doială. Menționăm că Rusia are în regiunea transnistreană între 400 și 500 de militari ca parte a forțelor mixte de menținere a păcii, dar poate avea și până la 1500 de militari în cadrul grupului operativ de trupe ruse. Militarii grupului operativ de trupe ruse au misiunea oficială de a apăra depozitul de muniții de la Cobasna, unde ar fi stocate în jur de 20.000 de tone de arme și muniții. Organizația Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție susținută de Republica Moldova în 2018, prin care cere retragerea imediată și completă a forțelor de menținere a păcii din Transnistria. Noul ministru al afacerilor externe Mihai Popșoi a declarat recent că Chișinăul va face demersuri diplomatice și va construi coaliții internaționale pentru a convinge Federația Rusă să-și retragă prezența militară ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile vor deschide o secție de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia la ambasada Moscovei la Chișinău, a menționat ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Oficialul nu a precizat însă ce măsuri vor fi luate în cazul în care vor fi organizate secții de vot în regiunea separatistă transnistreană. A menționat doar că statul va contracara orice acțiune îndreptată împotriva suveranității. Nu am interzis organizarea alegerilor prezidențiale oriunde în afara misiunii diplomatice. Dacă se va încerca organizarea acestui scrutin oriunde în altă parte, acest lucru va fi extrem de contraproductiv. A subliniat Mihai Popșoi în cadrul unei emisiuni la postul TVR Moldova. În anii precedenți, Rusia a deschis mereu secții de votare în regiunea transnistreană, unde, conform datelor oficiale, locuiesc aproximativ 200.000 de persoane cu cetățenie rusă. La ultimele alegeri pentru Duma de Stat a Federației Ruse, care au avut loc în perioada 17-19 septembrie 2021, în Republica Moldova au fost deschise 30 de secții de votare, dintre care 27 se aflau pe malul stâng al Nistrului. Autoritățile de la Chișinău nu și-au dat acordul pentru deschiderea acestora. Rusia a adresat autorităților moldovenești o solicitare privind deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile prezidențiale din Federația Rusă, care sunt programate în perioada 15-17 martie 2024. Pe 26 ianuarie, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că Rusia va deschide aproape 300 de secții de votare în afara țării pentru alegerile prezidențiale din martie, inclusiv în țările pe care autoritățile de la Kreml le numesc neprietenoase. Candidatul antirăzboi Boris Nadejdin la alegerile prezidențiale din Rusia a fost exclus din cursă. Cel din urmă susține că nu este de acord cu decizia CEC și că va contesta în instanța superioară. Kremlinul spune că Vladimir Putin nu îl consideră rival pe potențialul contracandidat. Nadejdin este singurul politician care se opune deschis războiului și intenționează să participe la alegerile prezidențiale din Rusia. Sursele Meduza au spus că Kremlinul nu va permite Comisiei Electorale Centrale să înregistreze la alegeri candidați cu o poziție antirăzboi. We have very strange system. Frankly speaking, very strange system. If just 5% of these signatures will be not very good, I
cannot be registered. Of course, in Russia, unfortunately, we have no fair and free elections. I understand this. But I see no other good way to change the country. O altă candidată antirăzboi, jurnalista Ecaterina Dunțova, s-a lovit de refuzul Comisiei Electorale Centrale de a se înscrie în cursa pentru Kremlin după ce a fost reținută de poliție. Vladimir Putin, fondatorul și liderul Partidului Rusia Unită, a fost înregistrat fără problemă în calitate de independent după o analiză a doar 60.000 din cele peste 300.000 de semnături depuse în sprijinul său. Putin, în vârstă de 71 de ani, mai poate candida la cel puțin încă două așa zise alegeri prezidențiale din Federația Rusă în urma unor modificări operate în Constituție. Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc în perioada 15-17 martie. Rusia poate fi oprită doar prin forță și reprezintă o amenințare militară directă pentru România, Republica Moldova și alte țări din regiune. Asigurarea vine din partea ambasadorului Ucrainei în România, Ihor Prokopciuc, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Obiectiv Euroatlantic, la un post de televiziune de peste Prut. Russia can only be stopped by force, and if the aggressor is not stopped and pushed back in the Ukraine, it will advance further. That's clear. And this poses direct military threats to Romania, to the Republic of Moldova, and to other countries. Șeful misiunii diplomatice a Ucrainei în România a subliniat că invazia pe scară largă declanșată în februarie 2022 nu are doar un scop teritorial. Ucraina luptă într-un război existențial, fiind de fapt doar prima victimă a ambițiilor neoimperialiste ale agresorului rus. Ihor Prokopciuc a comentat și declarațiile unor oficiale ai NATO și oficiale ai statelor membre cu privire la scenariul unui posibil viitor conflict de mare intensitate între Rusia și Alianța Nord-Atlantică. But in fact we're also approaching the 10th anniversary since the time that Russia invaded into the Ukrainian territory. And let me remind that the invasion started in February of 2014 when the Russian forces appeared without any insignia on the Crimean Peninsula. This was the first instance of attempted annexation of a territory of one country by another country since the Second World War. Ambasadorul a pus accent pe gravitatea încălcării dreptului internațional care a fost comisă de Federația Rusă acum 10 ani. Nu s-a oprit în Crimea, s-au mutat în Donbass și au început ostilitățile în părțile de est ale Ucrainei. 8 ani mai târziu au început o invazie de scară largă pe teritoriul ucrainean, a spus Ihor Prokopciuc. Recent, Oboz Revatel din Kiev a scris cu referire la un reprezentant american la OSCE că simpla existență a Republicii Moldova, la fel ca și a Poloniei, Finlandei, Belarusului și Turciei, este un motiv permanent de acțiuni militare pentru Rusia, întrucât toate aceste state conțin cel puțin o parte din teritoriul controlat altădată de Imperiul Rus sau Sovietic. Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a îndemnat joi Rusia să pună capăt transferului forțat de copii din zonele ocupate din Ucraina, ceea ce încalcă legislația internațională, și să-i restituie familiilor. Potrivit Kievului, 20.000 de copii au fost luați din Ucraina și duși în Rusia fără consimțământul familiei sau tutorelui lor, iar Curtea Penală Internațională vizează arestarea președintelui rus Vladimir Putin acuzat de deportarea lor ilegală, acuzație respinsă de Kremlin. Într-un raport referitor la Rusia, Comitetul Organizației Națiunilor Unite a afirmat că Moscova trebuie să furnizeze informații privind numărul exact de copii luați din Ucraina și locul unde se află în prezent, astfel încât să poată fi identificați și restituiți. Moscova, care a lansat o invazie în Ucraina în februarie 2020, și doi a respins acuzațiile în acest sens, susținând că nu a făcut decât să asigure protecția unor copii vulnerabili dintr-o zonă de război. Comitetul a mai notat că Rusia trebuie să asigure că niciunui copil nu i-a fost retrasă cetățenia ucrainană și că le sunt păstrate identitatea, numele și relațiile de familie. În martie anul trecut, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare împotriva lui Putin și a Mariei Lvova-Belova, comisarul rus pentru drepturile copiilor, sub acuzația de deportare ilegală de copii din Ucraina. Potrivit procurorului șef al Curții Penale Internaționale, Rusia a transferat cel puțin sute de copii din orfelinate și cămine din regiunile ocupate din Ucraina, iar mulți au fost dați spre adopție. Claus
Klaus Iohannis a criticat tergiversarea din ultimii ani a extinderii Uniunii Europene. În discursul susținut în plenul Parlamentului European, președintele României a menționat că extinderea familiei europene va consolida Uniunea. Liderul de la Cotroceni a menționat că UE trebuie să integreze pe cei care vor să fie alături, menționând în acest sens Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest. We are strongly involved in supporting Ukraine as well as the Republic of Moldova, which is intensely affected by the crisis in the region. We also need to keep our focus on security. We are now moving towards a joint, long-term planning and increased convergence in the field of European security and defense. Extinderea reprezintă o parte esențială a răspunsului strategic la evoluțiile geopolitice și o investiție cheie într-o pace durabilă, în stabilitate și în democrație în vecinătate, a declarat Iohannis. The historic decisions taken by the European Council last December on the Republic of Moldova and Ukraine, as well as on Bosnia and Herzegovina and on Georgia, are a victory for the entire European Union. This Parliament has been strongly supportive of this objective, and I thank you for this. Romania, and I personally, have strongly supported and promoted it. I think that it confirms the Union's attractiveness at the time of hardship, strengthens its geopolitical weight, and creates opportunities for member states and candidate countries alike. Enlargement is an essential part of our strategic answer to the geopolitical developments and a key investment in lasting peace, stability, and democracy in our neighborhood. În context, Iohannis a îndemnat la grăbirea integrării în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Balcanii de Vest, menționând că tergiversarea nu îmbunătățește lucrurile. Politicianul a subliniat importanța acțiunii Uniunii Europene fondate pe unitate, solidaritate, coeziune și stat de drept. Continuăm cu alte informații. În lupta cu salariile în plic și munca la negru, anul trecut Serviciul Fiscal de Stat a depistat peste 280 de încălcări ale legislației. Totodată, controalele au favorizat acumulări de aproape 28 de milioane de lei în hazna statului, cu aproape 800 de mii de lei mai mult comparativ cu 2022. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pe parcursul anului 2023 au fost întreprinse mai multe activități în vederea verificării respectării legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și prevenirii și contracărării fenomenului muncii la negru și a practicii de achitare a salariilor în plic. Astfel, reprezentanții SFS au efectuat vizite fiscale la 10.709 agenți economici. Totodată au organizat 151 de seminare pentru angajați și angajatorii din sectoarele cu risc înalt de neconformare privind aplicarea legislației. După vizitele fiscale la agenții economici, față de care au fost întreprinse măsuri de conformare, s-a înregistrat o creștere a obligațiilor fiscale calculate aferente plăților salariale în sumă totală de 341 de milioane de lei, comparativ cu perioada similară a anului 2022. Reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale vin cu precizări cu referire la informațiile care circulă în spațiul public, privind decizia Ministerului de a exclude serviciile prestate de cantinele de ajutor social pentru persoanele vulnerabile. Astfel, cantinele de ajutor social nu își vor sista activitatea, iar de serviciile acestora vor beneficia în continuare cei care au nevoie. Reprezentanții Ministerului Muncii susțin că instituția este în proces de îmbunătățire a cadrului normativ ce ține de prestarea serviciilor cantinelor de ajutor social în scopul extinderii spectrului de măsuri de susținere alimentară pentru categoriile de persoane defavorizate, cu accent pe persoanele în etate și persoanele cu dizabilități. În acest context, este în curs de elaborare proiectul hotărârii de guvern prin care va fi aprobat un nou regulament cadru de organizare și funcționare a serviciului social de sprijin alimentar și standardele minime de calitate. Legea privind cantinele de ajutor social a fost aprobată
aprobată în anul 2003 și prevede o singură formă de prestare a serviciului pentru beneficiare. Astfel, pentru a diversifica spectrul serviciilor de susținere alimentară a categoriilor de persoane defavorizate, este necesară ajustarea și dezvoltarea cadrului normativ în vigoare. Conform unor date din 2022, în rezultatul unui studiu, în Republica Moldova activează 93 de cantine de ajutor social, care prestează zilnic servicii de alimentare la circa 5.000 de persoane cu dizabilități, persoane sărace, bătrâni singuratici, familii cu mulți copii, mame singure. În total, în anul 2021, au beneficiat de servicii de cantină socială peste 16.000 de persoane vulnerabile. Problemele fermierilor din raionul Dubăsari, care dețin terenurile agricole amplasate după traseul Tiraspol-Kamenka, au fost abordate în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, cu autoritățile administrației publice, centrale și locale din Dubăsari. Potrivit biroului politici de reintegrare, au fost discutate dificultățile curente pe care le întâmpină fermierii din raionul Dubăsari, inclusiv urmarea potențialelor noi acțiuni unilaterale din partea Tiraspolului. Totodată, biroul precizează că în cazul survenirii unor asemenea situații, în baza calculelor și mecanismelor argumentat formulate de secția Agricultură și Cadastru a Consiliului Raional Dubăsari, se vor oferi compensații parțiale. Chișinăul afirmă că Tiraspolul nu a dat curs inițiativelor de a desfășura săptămâna aceasta în format online o ședință dedicată exclusiv problemei fermierilor și le-a condiționat cu revenirea la formatul grupurilor de lucru pentru economie cu prezență la sediul din orașul Tiraspol al misiunii OSCE în Republica Moldova. Autoritățile de la Tiraspol au solicitat reabordarea temei importurilor și a licențierii activității companiilor din regiunea transnistreană, precum și a aplicabilității prevederilor noului cod vamal al Republicii Moldova. Din 1 ianuarie, când a intrat noul cod vamal, companiile din regiunea transnistreană achită aceleași taxe vamale ca și cele din dreapta Nistrului, după ce mulți ani au fost scutite de plată. Drept răspuns, pe 17 ianuarie, pretinsul legislativ de la Tiraspol a impus plăți vamale pentru fermierii din Dubăsare. Cristina și Vitalie Bârtea dețin în satul Floriceni din raionul Soroca o fermă cu 400 de oi și capre. Stâna a fost înființată acum 18 ani după ce au primit de la părinți 10 oi drept cadou de nuntă. Acum un an, Cristina s-a ambiționat să transforme această tradiție a familiei într-o afacere. Da, eu am o familie numeroasă de 6 copii, care toți sunt implicați în afacere. Fiecare știe locul lui, fiecare știe munca lui și cu ei și lucrăm zi de zi. Cristina a urmat un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului, a elaborat un business plan, a beneficiat de mentorat și de un grant din partea Organizației Internaționale a Muncii pentru a-și realiza visul. Datorită ajutorului obținut, tânăra familie a decis să rămână acasă în loc să plece peste hotare, iar acum își face planuri pentru viitor. Peste câțiva ani aș dori ca puțin să mulțim din capete. Am dori alte ocoale mai modernizate. Am vrea ca să tragem lumină și să dispunem de niște aparate de mulți, ca să ne ușurăm nouă munca. Cursurile de instruire au determinat-o pe Cristina să înființeze o companie și, cu ajutorul mentorilor, să-și oficializeze activitatea. Astfel, ferma de la Floriceni este una dintre puținele ferme din Moldova înregistrată oficial cu acte în regulă ca la carte. Datorită formalizării, Cristina zice că a putut să beneficieze de subvenții de la stat și va putea apela la credite pentru a procura alte echipamente și a-și dezvolta afacerea. Cu ajutorul financiar din partea Organizației Internaționale a Muncii, am procurat o presă de balotat care ne ajută la grămădirea nutrieților pentru animale. Este foarte ușor, deoarece acest lucru este foarte scump ca să-l facă alte persoane și noi, mare parte ce munceam, toți banii se duceau pentru pregătirea furajelor. Cristina Bârtea este unul dintre beneficiarii parteneriatului local de ocupare, o inițiativă lansată de Organizația Internațională a Muncii la începutul anului 2023 în raioanele Soroca și Rezina, cu scopul de a contribui la crearea și formalizarea locurilor de muncă la nivel local. Pe parcursul anului 2023, peste 420 de persoane din raioanele Soroca și Rezina au beneficiat de formare antreprenorială, 260 de șomeri au fost plasați în câmpul muncii, iar 150 de persoane au lansat sau și-au extins afacerile. Secția Carte Veche și Rară a Bibliotecii Naționale deține o colecție de peste 30.000 de cărți păstrate în condiții speciale. Printre acestea am găsit-o pe cea mai mică, are doar 8 mm. Cea mai mare cuprinde peste 3.000 de pagini. Totodată, pe rafturile din bibliotecă pot fi găsite și cărți având coperțele sculptate în os, fildeș și argint sau ornamentate cu pietre semiprețioase.
În cadrul serviciului Carte Veche și Rară a Bibliotecii Naționale sunt păstrate cele mai mici cărți ce impresionează fiecare vizitator prin mărimea lor milimetrică, scrise în mai multe limbi, franceză, italiană, arabă. Cea mai mică are în înălțime doar 8 mm, în lățime 4 mm. Este o carte la fel bijuterie, o carte medalion și conține un verset din Coran. Este scris în limba arabă, iar paginile sunt pliate, deci nu au forma unei cărți obișnuite, dar sunt pliate, astfel de cărți mai numesc și cărți Leporello. Desigur că colecția este foarte mare, numără până la 1500 de exemplare. Cea mai voluminoasă carte este din anul 1766, a fost scrisă timp de 3 ani și conține 3000 de pagini. O culegere de rugăciuni, o carte scrisă în slavonă, o carte scrisă în secolul al XVIII-lea și această carte a fost scrisă timp de 3 ani de zile. Deci atât de migălos era procesul de tipărire a cărților în acea perioadă. Copertele sunt confecționate din lemn îmbrăcate în piele, așa cum este specific aspectului grafic de la acea vreme. Secția Carte Veche și Rară gestionează circa 33.000 de volume care sunt divizate în diverse colecții: colecția manuscrise, colecția de carte veche românească, colecția de carte veche europeană și altele. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenție. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul vocea basarabiei.md și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine! We'll be right back.